Domnilor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Din cele peste 18.000 de intervenții ale polițiștilor vrâncene sesizate prin apel la 112, peste 3.000 de cazuri nu s-au confirmat. Oamenii legii reamintesc cetățenilor că apelarea abuzivă a numărului de urgențe poate fi sancționată cu amendă de până la 2.000 de lei. Cel mai grav este faptul că în timp ce operatorul se ocupă de un apel fals, pe linie poate să aștepte o persoană care are într-adevăr nevoie de ajutor. Poliția română, prin structurile de prevenire a criminalității, derulează la nivel național o campanie de conștientizare atât în rândul copiilor, dar și al adulților cu privire la consecințele pe care le are apelul fals la 112. Gândește, nu este o glumă. Apelul fals la 112 se pedepsește. Sună responsabil. Sunt mesajele campaniei prin care polițiștii vor să atragă atenția cu privire la consecințele legale și psihosociale ale acestor fapte. Am simțit. Am ajutat. Am luptat. Am acționat. Am apărat. Am căutat. Am salvat. Am răspuns la peste 10 milioane de apeluri la 112 în 365 de zile. Dar aproape jumătate din cazuri nu au fost urgențe. Sună doar când ai nevoie de ajutor. Șansa la viață este ajutorul medical oferit la timp. Noi ne-am riscat viața când tu ne-ai chemat. Acum te chemăm și pe tine să fii alături de noi. Să salvăm viețile celor care au cu adevărat nevoie. Sună la 112. Doar când ai o urgență. În ultima perioadă, la nivelul Poliției Române au fost semnalate apeluri la numărul unic de urgență 112, prin intermediul cărora persoane necunoscute sesizează amplasarea unor dispozitive explozive în diverse locuri, inclusiv unități de învățământ. După dispunerea măsurilor operative specifice și efectuarea demersurilor legale, de fiecare dată s-a constatat că sesizările nu se confirmau, iar autorii apelurilor au fost identificați ca fiind de multe ori minori care, prin acțiunile lor, considerau că fac farse colegilor. Totodată a rezultat faptul că pentru efectuarea apelurilor erau folosite cartelele SIM atribuite copiilor pentru susținerea cursurilor online, pe fondul măsurilor dispuse în contextul pandemiei COVID-19. Astfel de fapte sunt de natură să aducă prejudicii foarte grave la nivelul societății și tulburări ale siguranței publice, atât prin natura și amploarea forțelor implicate în luarea măsurilor de investigare, identificare și contracarare, respectiv Poliția Română, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații, cât și prin stările de temere generate în rândul cetățenilor, atât cei direct afectați aflați în locurile respective, cât și întreaga comunitate. Legislația din România prevede faptul că alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție se pedepsește cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei sau cu prestarea de la 200 la 400 de ore de activități în folosul comunității. De asemenea, apelarea abuzivă a numărului unic de urgență poate fi sancționată cu amendă între 1.000 și 2.000 de lei sau cu până la 200 de ore de muncă în folosul comunității. În anul 2021, polițiștii vrânceni au intervenit la 18.170 de intervenții la 112, iar în 3.212 cazuri apelurile nu s-au confirmat. Reamintim pe această cale tuturor cetățenilor că apelarea nejustificată a numărului 112 poate costa viața unei persoane aflată în pericol. În timp ce operatorul se ocupă de un apel non-urgent, pe linie, poate aștepta o persoană care are într-adevăr nevoie de ajutor. În ultimele 24 de ore, pompierii militari vrânceni au acționat pentru stingerea 13 incendii, dintre care 11 incendii de vegetație. 50 de hectare au fost afectate de foc. În ultimele 24 de ore, pompierii vrânceni au intervenit pentru stingerea a două incendii care au afectat două construcții și 11 incendii de litieră, lăstăriș, mărăcini și vegetație uscată, în urma cărora a fost afectată o suprafață de teren de aproximativ 50 de hectare. Primul apel a fost în data de 16 februarie, în jurul orei 12:40, și anunța producerea unui incendiu la o fermă dezafectată din orașul Panciu. La fața locului s-au deplasat două echipaje cu două autospeciale de stingere din cadrul stației de pompieri Panciu și trei polițiști. În urma incendiului, care cel mai probabil a fost provocat de folosirea focului deschis în spații deschise, au ars acoperișul clădirii construit din lemn cu învelitoare din șindrilă și plăci de azbociment pe circa 70 de metri pătrați, vegetația uscată din jurul clădirii pe 300 de metri pătrați și doi arbori. Al doilea incendiu a fost în jurul orei 14:10 la o anexă din satul Poenile, comuna Gura
Staniței. Către locul indicat s-au deplasat 3 echipaje cu 2 autospeciale de stingere și o ambulanță SMUR din cadrul detașamentului de pompieri Focșani și serviciul voluntar pentru situații de urgență Gura Caliței, 2 polițiști și 4 voluntari. În urma incendiului au ars o anexă din lemn în suprafață de circa 70 de metri pătrați și bunurile aflate în interiorul acesteia. Până la sosirea pompierilor, incendiul s-a propagat la vegetația uscată din împrejurim, fiind afectată o suprafață de aproximativ 10 hectare. Cauza probabilă a producerii incendiului este folosirea focului deschis în spații închise. De asemenea, pompierii militari și voluntari au intervenit pentru stingerea 11 incendii de litieră, lăstăriș, mărăciniș și vegetație, cele mai semnificative fiind înregistrate pe raza administrativ-teritorială a următoarelor localități: Gura Caliței, sat Groapa Tufei, 15 hectare, Panciu, 8 hectare, Vulturu, 5 hectare, Cotești, 5 hectare, Adjut, 3,5 hectare și Gugești, 2 hectare. Atragem atenția asupra faptului că arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici. Arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul, acesta fiind emis prin grija primarului de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată în acest sens. De asemenea, conform legislației în domeniul protecției mediului, persoanele fizice și juridice au obligativitatea de a nu arde miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul Agenției Județene pentru Protecția Mediului și fără informarea în prealabil a serviciului voluntar pentru situații de urgență. În cazul nerespectării prevederilor legale privind interzicerea arderilor de vegetație uscată, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură va aplica sancțiuni care ajung până la excluderea de la plata sprijinului financiar pentru deținătorii terenurilor igienizate prin incendierea vegetației uscate și care nu au obținut acceptul autorităților. Pentru arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și altor materiale combustibile fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, cetățenii, proprietarii de terenuri, sunt pasibili de sancțiune contravențională, care prevede aplicarea unei amenzi cu sume cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei. Centrul Cultural Vrancea organizează și în acest an Târgul Mărțișorului. A ajuns deja la cea de-a 13-a ediție. Evenimentul va debuta pe 25 februarie 2022 pe Esplanada Consiliului Județean Vrancea și se va încheia pe 1 martie. Sub egida Consiliului Județean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea organizează a 13-a ediție a Târgului de Mărțișor, promovând meșteșugul confecționării mărțișoarelor, simbolul primăverii și tradiția oferirii acestuia. Târgul se va desfășura în perioada 25 februarie-1 martie 2022, între orele 10 și 17 pe Esplanada Consiliului Județean Vrancea din Focșani. Alături de meșterii populari ai Centrului Cultural Vrancea vor fi prezenți și producători tradiționali vrânceni cu mărțișoare dulci, miere dulce, ceață, șerbet, prăjituri de casă sau plăcinte. Vor fi prezenți meșterii populari Tudorița Lupaș, care va aduce publicului crestături populare, mărțișoare din lemn, tipare de caș, fluiere, podoabe din mărgele din localitatea Nereju, alături de Floarea Țăpor de la Jitia, care aduce mărțișoare, țesături și cusături tradiționale din localitatea sa natală. Producători local tradițional din mai multe localități ale județului vor aduce și ei delicatese preparate după rețete străvechi. Marian Trifan de la Vânător, Liviu Zota de la Mărășești și Dorel Fecioraș de la Irești vin în fața dumneavoastră cu produse apicole. Cristina Lupu de la Petrești, Florentina Trifan de la Reghiu, Eugenia Moțarski de la Cotești și Felicia Ceausglogu de la Cârligele vă propun să gustați produse culinare tradiționale din localitățile de unde vin. Iar Mihaela Secară din Focșani vă prezintă florile de primăvară cultivate și crescute special pentru luna mărțișorului. Mărțișoare dechisite, păstrând linia tradițională, vor aduce la târg și Olimpia Săpunaru din Focșani și Anca Paraschiv de la Mircești. Legenda mărțișorului își are rădăcinile în timpuri îndepărtate de pe vremea babei Dochia. Se păstrează încă această tradiție datorită oamenilor care iubesc datinile strămoșești. Când eram eu copil se purta doar șnurul, nu se purta cu un oarecare, așa, ne făcea mama, ne făcea din niște cartonașe, așa, cu fir de mătase albă, cu fir de mătase roșii, ne făcea niște pătrate, așa, un fel de floricele frumoase și cu șnurul și îl puneam în piept la fete la școală, se spune că mărțișorul se poartă de către fete pentru a nu le arde soarele în timpul verii.
Înainte fetele erau frumoase, să nu fie arse de soare, bronzate, nu ca acum, să fie bronzate. Și purtam mărțișorul din luna martie, din început de la 1 martie și până când înflorea primul trandafir, primul mărăcine sălbatic, mă refer la trandafir, primul mărăcine undeva prin grădină, prin aia, da, în timpul verii, până atunci se purta mărțișorul și când înflorea mărăcinele, șnurul care îl avea pus în piept sau la mână, sau îl lua și l-a aruncat pe mărăcine, ca să soarele să ardă mărăcinele, să nu ardă soarele fata respectivă sau fetele respective când mergeau la muncă, la fân, la sapă, la așa, stăteau în soare mult timp și să nu le ardă soarele pentru că fetele erau frumoase cu pielea albă. De la 1 martie 2022, instituțiile publice au obligația să se înroleze în sistemul informatic PatrimVen. Agenția Națională de Administrare Fiscală facilitează îndeplinirea atribuțiilor legale ale autorităților publice centrale și locale și ale instituțiilor publice, asigurând prin intermediul sistemului informatic securizat PatrimVen, administrat de ANAF, acces la datele disponibile cu privire la patrimoniul și veniturile cetățenilor. PatrimVen este un depozit de date în care sunt colectate și agregate date obținute de Ministerul Finanțelor Publice, ANAF, în condițiile legii de la autoritățile și instituțiile publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, ori de la contribuabili plătitori și care sunt puse la dispoziția autorităților publice, instituțiilor publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, precum și altor persoane juridice de drept privat, în beneficiul cetățenilor și în scopul realizării atribuțiilor stabilite de normele juridice care reglementează activitatea instituțiilor, autorităților ori persoanelor juridice de drept privat care primesc respectivele informații și sau documente. Utilizarea sistemului informatic PatrimVen de către autorități și instituții publice conduce la o eficientizare a activității instituționale, precum și la îmbunătățirea activităților de administrare și vine în sprijinul cetățenilor care nu mai sunt nevoiți să se deplaseze la sediul organului fiscal pentru obținerea documentelor sau adeverințelor de venit necesare și depunerea lor la primăria de domiciliu sau la unitățile școlare după caz. Accesul la sistemul informatic PatrimVen se face numai după depunerea formularului protocolului de aderare PAS, reglementat de anexa numărul 1 la ordinul numărul 2632 din 2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice, puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu și aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului informatic PatrimVen. Pentru înrolarea administratorilor de interoperativitate este necesară prezența acestora o singură dată la un ghișeu teritorial al ANAF pentru înregistrarea cu un minim de documente, respectiv carte de identitate a persoanei în original, fișierul de export al certificatului digital calificat deținut de persoană pe suport electronic, cererea de numire sau revocare administrator de interoperabilitate pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor din partea autorității sau instituției publice semnată și ștampilată de reprezentantul legal al acesteia. Se arată într-un comunicat de presă al Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea. 16 mai este data limită până la care fermierii care cultivă usturoi pot depune cerere pentru ajutor de minimis. Pentru a fi eligibil, beneficiarii trebuie să utilizeze o suprafață de 3.000 metri pătrați. Direcția pentru Agricultură Județeană Vrancea primește cereri pentru ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi pentru anul 2022. Beneficiarii pot solicita ajutorul de minimis la Direcția Județeană pentru Agricultură Vrancea până cel târziu în data de 16 mai, inclusiv a anului în curs, printr-o cerere al cărei model îl găsiți la sediul instituției din Strada Republicii, numărul 5, Focșani. Pentru a fi eligibil la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de usturoi, beneficiarii trebuie să utilizeze o suprafață de minimum 3.000 de metri pătrați. Valorificarea producției se face în perioada 1 iunie-21 noiembrie, inclusiv a anului de cerere. Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis este de maxim 3.000 de euro la hectar. Beneficiarii completează și depun cererea însoțită de următoarele documente. Copia buletinului de identitate a solicitantului sau al reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal sau împuternicit. Copia atestatului de producător valabil
valabil până la 31 decembrie 2022. Împuternicire sau procură notarială și o copie a buletinului de identitate a unui reprezentant după caz. Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sau actului în baza căruia își desfășoară activitatea. Dovadă contactiv la bancă sau trezorerie. Adeverință în original din Registrul Agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafața de teren cultivată cu usturoi utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză. Declarații pe propria răspundere conform modelelor prevăzute în anexa 2. Certificat de atestare fiscală și cazier fiscal valabile la data depunerii cererii. Se arată într-un comunicat al Direcției pentru Agricultură Județeană Vrancea. Moșul în roată a primit post-mortem titlul de cetățean de onoare al Comunei Câmpuri. Ceremonia va avea loc vineri 18 februarie 2022 la Casa Memorială. La 140 de ani de la trecerea în eternitate a țăranului Clăcaș Ion Roată, Consiliul Local al Comunei Câmpuri a votat acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare celui mai cunoscut fiu al localității. Evenimentul se va desfășura vineri, 18 februarie, în cadrul unei ceremonii care va începe la ora 13:30 la Casa Memorială Ion Roată cu evocarea personalității acestuia și va continua la cimitirul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din satul Gura Văii, parohia Rotilești, unde preoții din parohiile Rotilești, Câmpuri 1, Câmpuri 2 și Valea Babei vor săvârși un serviciu religios de pomenire. Momentul comemorativ de la cimitir, la care va participa și o gardă de onoare, este organizat la inițiativa Asociației Cadrelor Militare Femei în Rezervă și Retragere, sub locotenent Ecaterina Teodoroiu. Felicitări autorităților locale care au făcut dreptate țăranului venit pe lume în 1806 pe moșia Câmpuri din Principatul Moldovei și a murit în 1882 într-o țară născută în 1859 numită România, la geneza căreia participase ca deputat în adunarea ad hoc din 1857, pentru care a primit Ordinul Național Steaua României. Manifestarea dedicată memoriei țăranului intrat în legendă este organizată în parteneriat cu Primăria Comunei Câmpuri, cu școala gimnazială din localitate și cele patru parohii ortodoxe amintite anterior. Se arată într-un comunicat al Muzeului Vrancei. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cerul va fi doar parțial noros, vântul va sufla moderat, temperaturile minime se vor încadra între minus 1 și 1 grad Celsius, iar cele maxime între 9 și 11 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor la TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!